Cu echipă schimbată din temelii și cu o mulțime de jucători tineri, CSM Dunărea Giurgiu dă senzația că nu rezistă presiunii. Giurgiuvenii au pierdut sâmbătă al doilea meci oficial din 2014. Formația antrenată de Gheorghe Țațără și Vasile Mustață a cedat contra revelației acestui retur Arsenal Malu. Deși au deschis scorul în primul sfert de oră prin Robert Remuș, albaștrii n-au știut să gestioneze avantajul de pe tabelă, fiind egalați chiar înainte de pauză de Andrei Stan, care a transformat un penalty. Gazdele nu se mulțumesc doar cu egalul, ci forțează victoria în actul secund, eforturile fiindu-le răsplătite în minutul 80, atunci când Alin Damian, fostul jucător al celor de la CSM Dunărea, îl învinge pe Șerbănescu. A fost a cincea victorie consecutivă a celor din Malu, formația patronată de Celino Craiciu fiind calificată și în semifinalele fazei județene a Cupei României. Înfrângerea celor de la CSM Dunărea scute lupta pentru locul 2, care duce la turneul pentru desemnarea campioanei. Real Vărăș și AS Prundu au câștigat în etapa de sâmbătă și s-au apropiat la 2, respectiv 4 puncte de echipa municipalității. Seria este condusă autoritar de Viitorul Vedea, care a înregistrat o nouă victorie, 5-2 la Scărișoara, și se apropie din ce în ce mai mult de câștigarea acesteia. În nord, podiumul rămâne neschimbat, chiar dacă Mihai Viteazul Călugăreni a remizat la Trestieni, scor 3-3, după un meci cu scandal care a provocat furia oaspeților. Petrolul Roata Cartojani a făcut scor cu AS Buturugeni, în timp ce Unirea Cosoba a trecut pe teren propriu la limită de Unirea Izvoarele. Următoarele meciuri din Liga 4 sunt programate sâmbătă 19 aprilie. Cel mai interesant meci are loc pe stadionul Dunărea Port de la ora 16 între CSM Dunărea și Real Vărăști, ocupantele locurilor 2, respectiv 3 din Seria Sud.